dacă ar fi acum să faceți niște schimbări, dacă s-ar putea să faceți niște schimbări majore în viața dumneavoastră, care ar fi acele schimbări, mergând înapoi pe firul timpului? Poate m-aș fi ocupat și mai mult numai de muzică, fără să mai intru și în alte activități, să spunem, sociale, dacă vrei, adică de asta de... cum sunt și acum în Consiliul la radio și unde, sincer îți spun, au fost perioade lungi în care am alocat foarte mult timp și energie și lucrurile s-au întors practic împotriva mea. Fiindcă tu vii cu o intenție bună, cel puțin așa veneam eu, și oamenii nu înțeleg treaba asta. Îi deranjează dacă le face observație și nu reușește într-un timp mai lung decât să creeze eventual dușmani, prieteni de niciun fel. Și atunci îți dai seama că e zadarnică treaba asta și pierzi și timpul și energia de pomană. Ați avut deziluzii în prietenii de-a lungul timpului? Nu vis-a-vis de colegi sau de cei cu care cânt. Vorbesc așa, în relații de servicii. De ce vă întreb? Pentru că foarte multă lume se plânge de o degradare a relațiilor interumane, mai ales după evenimentele din 1989. Prietenii vechi s-au destrămat în ultimii 25 de ani? A, da, așa, da. Da, s-au destrămat, da. Dar da, cine agită atât de tare? Păi, în perioada aia în care ne certam pro și contra pentru piața universității, legat de piața universității, acum dacă fac o boltă peste ani și mă gândesc la perioada aia nenorocită care a fost a lui Băsescu, ce s-a întâmplat atunci cu piața universității, e mic copil, vorbesc ca și conflictele, atunci totuși aveam o formă de dialog, chiar dacă unii erau cu Iliescu, alții foarte erau de stânga și spuneau că, da, domnule, nu că Iliescu ne asigură liniștea, că de ce vine Rațiu să ne învețe, dar încă mai stăteai la masă și discutai cu ăla. Mai vorbeai. În perioada băsistă, lucrurile astea s-au radicalizat totalmente. Până la cele mai întinse extreme. Dacă ați pomenit de piața universității, îmi vine în minte un personaj, un artist care s-a stins din prea devreme, Valisterian. Da. Care e amintirea cea mai puternică pe care o aveți legată? Eu aș lega-o și m-aș opri doar la ceea ce a început el la Casa Eliad. Acolo a fost un... nu era numai un club, ci acolo tot timpul era ca un creuzet, se pregăteau cântece noi, se pregăteau formule noi, numai din alăturarea, stând la o vorbă, la o masă, fiecare spunând cam ce proiect mai face, cam ce vrea să facă, și din astea ieșit lucruri frumoase, au ieșit albume, în vremea aia se scoteau albume ca lumea, deveni și acolo un pol, acolo îți lansai albumul, dacă nu îți lansai albumul la Casa Eliad, era ca și cum nu ți l-ai lansat. Deci aș rămâne la perioada aceea care îmi provoacă amintiri frumoase și care nu mai e, și fiindcă și ei au plecat prea devreme, și el și cel care conducea clubul respectiv, Cristi, dar după aceea poate și noi ne-am schimbat și n-am mai reușit să găsim, sau n-a mai fost cineva factor coagulant să ne readune în altă parte. Au fost încercări, dar care n-au durat mult. Dacă v-aș da trei personaje, ca să mi le caracterizați, maximum trei cuvinte, sunt foarte curios ce ați spune. De pildă Adrian Păunescu, primul. Adrian Păunescu, lumina luptă libertate. Deci el a transformat elul acela care era al actorilor și care spunea lasă-mă luni liber, măcar nu să aibă ziua asta, el a transformat în lumină luptă libertate. Poate acum pare desuetă treaba asta, dar în anii 75-85 nu era chiar așa de ușor să poți să exprimi liber treaba aceasta. Florian Pitiș.
E, Florian Pitiș a fost un punct de reper și pentru mine și pentru foarte, foarte mulți, nu numai din muzica folk și din muzica rock, și din general din societatea civilă. Un punct important de reper. Știu că ați fost cu Florian Pitiș și insist puțin, ați fost în America ultima oară în 2007, dacă nu știu. În 2007, da. În momentul la care nu știați că este bolnav, grav bolnav. Știam că e, dar nu că e grav bolnav, dar știam că, că este într-o stare foarte bună, dar el a spus că totul merge, e sub control și poate să vină și în, în America. Și mi-am dat seama de-abia când am ajuns la San Francisco că nu era chiar așa. Ultimul personaj îl las la alegerea dumneavoastră pentru că ați avut mulți colegi în Cenacul Flacăra. De cine vă leagă cel mai mult o amintire legată de o amintire din acea perioadă a Cenacului Flacăra? Din perioada Cenacului, exact. Flacăra. N-aș putea spune că e unul singur de care să mă lege. Au fost în perioada aceea, de exemplu, Victor Socaciu, el era un pic mai nou venit decât mine, cu vreo 2 ani de zile, și cu el am amintiri frumoase. După, tot în perioada aia am stat foarte, foarte multe turnee cu Șeicaru, cu Vasile Șeicaru în camere, și mergeam împreună, vorbesc că eram peste tot împreună. Deci, în general, am fost Valeriu Penișoară, săracu, cu generația aceasta. Era prima generație, ca să explic, cei care erau primii care au intrat în Cenaclu. Era Doru Stănculescu, Bintilă, Florian Pitiș, Anda Călugăreanu, Zoia Lecu, și care mai erau atunci, Dan Chebac, și deci erau practic Valisterian. Era prima generație, după aceea a venit a doua, începând cu Victor și după aceea Vasile, eu eram asta, și după aceea au fost alții care au venit după noi, știi? Și atunci fiecare era cu... Nu că făceam bisericuțe, dar se vedea clar diferența. Sigur că da, în funcție de vechime. Și în autocar se stătea în funcție de vechime. Aia cei mai hârșiți stăteau mai în spate. Mai în spate. Da, în ultimile bănci. Noi pe la mijloc și cei mai tineri veniți stăteau în față în autocar. Cum vă explicați că muzica folk e îndrăgită și acum și sunt generații născute bine după 1989 care ascultă Ducu Berții, care ascultă muzică folk, care simt ceva și rezonează cu muzica, cu muzica dumneavoastră? Cum se explică? Pentru că nu mulți reușesc. Ei, asta e, să știi că la întrebarea asta nici eu și nici colegii mei nu avem un răspuns, fiindcă mai ales în ultimii ani pe radiouri parcă au luat o hotărâre așa în toți directorii muzicali, nu mai difuzează nimeni muzică folk. Deloc. Se întoarce perioada anilor 85-89? Da, ca să vezi un altfel de cenzură. Măcar atunci puteai să arăți cu degetul și să nominalizezi persoana care avea o chestie împotrivă. Acum sunt e o generație de 40 de ani care spun că tot ce a fost vechi nu mai trebuie să apară pe post și nu ne promovează. Culmea este că fără această promovare, concertele și interesul pentru concertele de muzică folk, nu numai ale mele, aici vorbesc și de Baniciu și de Alifantit și de Vintilă și de toți, interesul e și mai mare. Tot mai multă lume vine la concertele noastre. Și accesările pe YouTube vorbesc despre asta. Și în locuri plătite, adică unde oamenii trebuie să plătească. Sigur că. Și chiar dacă cresc nivelul biletelor, tot se umple. Fără niciun fel de difuzare, nici măcar a evenimentelor, nu mai spune, doar că se mediatizează pe internet. Nu prea. E inexplicabil. Da. Este undeva o explicație, pot să încep să spun, calitatea versurilor, faptul că pe mulți leagă amintiri din tinerețe, bref. Dar sunt generații noi care vin și care iubesc genul ăsta de muzică, care nu e difuzată.
Poate internetul a ajutat mult. Internetul are. Dacă nu era internetul, ne omorau de mult. A făcut și rău internetul, în sensul că nu se mai vând albumele așa cum se vindeau odată. E adevărat, sigur. Dar a făcut și bine pentru că ați avut acces la noile generații. Da. Deci, uite, plus și minus, da. Plus și minus. O să revin la o chestiune, acum mi-am amintit de ea, din perioada Cenacului Flacăra, când Adrian Păunescu vrea să-i scoată șahul din cap lui Victor Socaciu. Și noastră erați victime colaterale, nu puteați dormi. Da, povestiți-ne puțin. Păi jucau șah și Victor fusese pe acolo campion, pe la Brașov, în zona lui, și Păunescu spunea așa, haideți să vedeți cum îi scot eu șahul din capul lui Socaciu. Și Socaciu îl bătea și îi spunea, băi, lasă-te să te bată, mă, să mergem noi, ne culcăm, că e 4 dimineața, nu mai putem. Da. Era o atmosferă frumoasă. Nichita Stănescu v-ați intersectat în perioada respectivă? Nu. Pentru că știu că Victor Socaciu s-a intersectat la un anumit moment cu Nichita Stănescu și a fost o colaborare totuși strânsă în ceea ce privește versurile. Mm-hmm. Au fost versuri ale lui Nichita care au fost preluate de Cenacul Flacăra. Era o emulație intelectuală teribilă. Da. Era o supapă către libertate. Nu? Da. Era absolut. Eu, din păcate, n-am avut șansa să mă întâlnesc și cu Nichita, dar am avut șansa să mă întâlnesc cu poetul Adrian Păunescu și asta a fost oricum o șansă mare. După aceea am cunoscut pe George Țărnea, George Stanca, deci poeți de aceeași, din aceeași zonă, aceeași perioadă și care e important și care m-au ajutat mult în cariera. Viața are un curs care în linii mari e prestabilit. Tu poți să mai aduci doar îmbunătățiri sau să-ți faci de servicii. Spuneați la un anumit moment, în urmă cu ceva ani. Mm-hmm. Ce de servicii sau ce, să zicem, privind de cealaltă parte, ce avantaje, ce îmbunătățiri au adus românii și au adus proprii vieți românii care au ales la un anumit moment în acești ultimi 25-26 de ani să se despartă de România. Unii definitiv, alții temporar. Nu știu, că eu nu sunt în situația asta, dar cred că îmbunătățirea au fost la faptul că au văzut că au reușit pentru copiii lor sau pentru generația care venea vimea după ei să îi pună pe alte căi mult mai, să spun, mai corecte de relații interumane. Adică cei care chiar știu și să facă ceva, să poată să fie recunoscut și plătiți pentru treaba asta. Sigur că orice fel de îmbunătățire care vrei să o aduci, o faci cu sacrificii. Totul se face cu sacrificiu. Deci undeva trebuie să pierzi cu bună știință ca să realizezi alte lucruri. Și noi în carierele noastre am făcut sacrificii față de familie care a lăsat-o acasă săptămână de săptămână, poate în anumite momente în care copiii erau mici și aveau nevoie să fim lângă ei, eram plecați, tot sacrificiul este. Acum când îmi spunea cineva cu un an că nu poate să vină sau nu poate să facă, că e așa, nu știu, are o problemă cu copilul, cu tare, că ce face, și am spus, bun, dar eu am sacrificat tot timpul, tu nu vrei să sacrifici nimic? Pentru orice trebuie un sacrificiu. Și vrei să mergi mai departe. E frumos ce gândești tu, dar fără sacrificiu nu se poate. Dintre melodiile pe care le-ați compus și care au devenit hituri, ca să exprimăm modern, deși mi se pare termenul un pic forțat, da, pentru că aceste melodii... Ca și termenul de vedetă. Ca și termenul de vedetă. Exact. Melodiile astea fac apel mai mult la suflet, la resorturile interioare ale omului. Floare de colț, de pildă, care de departe cea mai iubită melodie, mai ales de către tineri. Care vă este cea mai dragă? Știu că e greu să faceți. Cum i-ai cere unui părinte să aleagă între copii, care e preferatul lui? Se spune că s-a împărțit norocul. Când s-a împărțit norocul.
Pentru că e autentic maramureșenească. Da, și fiindcă este piesa care m-a ajutat să mă lansez, este piesa care m-a făcut cunoscut. Dacă până și un polițist pe la Lipova, care era hotărât să-mi ia carnetul, și i-am spus de floare de colț, m-am îndrăgostit numai de aia tot și am spus ce fac eu, cum să iau carnetul de la ăsta, mă uitam la fața lui și am spus știi pe aia cu când s-o împărți norocul? Da, eu sunt ăla. Nătaiești, ia și du-te. Și am scăpat. Deci, acum glumesc, da. Deci a folosit. Mi-a purtat noroc. Mi-a purtat noroc. L-am luat pe ăla cu floare de colț. Ce floare de colț? Nu era tocmai genul lui, ca să spun așa. Apropo de asta, să spun una și nu e bancă, e realitate. Anul trecut am fost la Sebeș, în Alba, un concert de toamnă cu Florin Săsărman, cu Cătălin Condurache, cu mai mulți. Și venit directorul de la asta și îmi spune, de la Casa de Cultură, zice, am trimis ieri toată ziua mașina cu difuzoare prin oraș, se învârtea și spunea cine cântă și spunea Ducu Berții în Frenț. Ducu Berții în Frenț. Așa cânt acum, am o trupă și am spus nu cu trupa sau cu în Frenț, cu prietenii. Și erau ceva evenimente, nu știu ce, prin oraș pe acolo și era foarte multă poliție în stradă. Și la un moment dat, pe șofer, l-a oprit un echipaj și a spus bă, Ducu Berții, am înțeles. Dar cine e friendul ăla? Și nu era vorba de Mihai Neniță la avion. Nu, nu, nu. Cine e friendul ăla? Da, da. Da, e fain. Cum găsiți publicul de la Montreal, publicul românesc de la Montreal? Că nu e prima oară când veniți aici. Public foarte atent. E foarte atent la ceea ce spui, ce cânti, ce faci. Și mi se pare normal să fie, fiind un public de calitate, este normal să fie așa. E un public la care mă aștept să fie și exigent și permisiv când e nevoie. Și... Ați fost și în Australia, ați fost peste tot în lume, practic, unde sunt comunități românești, în Europa nu mai vorbesc, în cele două Americi. Da, Noua Zeelandă, Australia. Este vreun punct comun al comunităților românești de peste tot? Este, da, este. Starea de emoție în momentul în care le cânți lucruri de acasă. Acel cuvânt intraductibil, da, dor. Da, da, da. Chiar turneul, de exemplu, din Australia, chiar așa l-am denumit, iarba verde de acasă. Noi vă așteptăm în continuare cu drag, an de an, aici la Montreal. Și sperăm ca an de an să purtăm o discuție și să avem motive de bucurie mai mult decât de a ne plânge sau a constata lucrurile mai puțin bune care se întâmplă în România. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați fost alături. Și eu vă mulțumesc și vă felicit pentru ideea de a avea un post românesc aici de televiziune la Montreal. Este un lucru foarte important. Este un lucru foarte important. Sperăm și noi să avem aceeași susținere sufletească din partea românilor, așa cum o aveți și dumneavoastră pe scenă. Mulțumesc încă o dată și vă reașteptăm la Escu TV. Cu mare drag. Toate bune!
Bună seara! Cum vi s-a părut spectacolul Monicăi Hurdubei din această seară? Monica e plină de talent, e plină de pasiune, o interpretare energetică și plină de angajament, aș spune. Cred că am vrea să venim și la următoarele concerte de ale ei cu cea mai mare plăcere. De asemenea, cred că e un eveniment interesant pentru că ne adună la un loc și cred că e important să privim genul ăsta de evenimente prin prisma comunitară. Faptul că suntem valoroși și că merităm să fim unii cu alții și merită să avem motive foarte importante ca să ne facem recunoscuți și apreciați de toată lumea din jurul nostru. Monica, este o speranță muzicală și o speranță a comunității românești și sper că comunitatea se va mobiliza pentru a ajuta să-și împlinească o carieră care se anunță deja foarte promițătoare. Țin să mulțumesc organizatorilor, în special SQTV. Este foarte important ca să avem puncte de referință și puncte de care să fie capabile să ne pună împreună cei din comunitatea românească și mai ales să pună în valoare talente și oameni de excepție. A fost un concert care m-a emoționat prin intensitatea, pasiunea și virtuozitatea cu care Monica a reușit să interpreteze aceste piese, am înțeles, foarte dificile la nivel tehnic. Cred că sunt în asentimentul întregii săli care a aplaudat la scenă deschisă că Monica Hurdubei este un talent incontestabil care merită și trebuie să fie susținută de către comunitatea noastră. Apropo de comunitate, SQTV a fost partener al acestui eveniment. Cât de important este sprijinul unei televiziuni, în cazul de față Televiziunea Românilor din Montreal, pentru aceste evenimente culturale? SQTV a fost prezent la mai toate evenimentele comunității noastre și la toate evenimentele majore ale comunității noastre. Credem cu toții, toată echipa SQTV, că este foarte important ca noi să continuăm să fim prezenți, să continuăm să promovăm valorile noastre românești, ceea ce noi românii reprezentăm aici la mii de kilometri depărtare de casă.